Sala de Consiliu a Primăriei Mioveni a găzduit recent o instruire antreprenorială destinată celor care doresc să dobândească noțiunile necesare pentru a întocmi un plan de afaceri. Orașul Mioveni a fost ales ca locație pentru primul curs din județul Argeș, deoarece majoritatea cursanților înscriși provin de aici. În Mioveni, în aceste trei zile, între 1 și 3 martie, are loc cursul de plan de afaceri organizat prin proiectul Antreprenoriatul de la Idee la Succes. Noi, orașul Mioveni, facem parte din grupul țintă al acestui proiect și prin prisma faptului că s-au înscris un număr mai mare de participanți, cursul se desfășoară în orașul nostru. Proiectul este un proiect strategic care se desfășoară pe cele 4 regiuni, 4 județe. Solicitantul este din județul Mureș, de la Reghin, Fundația FIRE. Proiectul se desfășoară în 4 județe: Suceava, Bistrița Năsăud, Mureș și, bineînțeles, județul Argeș. În județul Argeș avem localități unde găsim persoane ce fac parte din grupul țintă: Câmpul Lung, Curtea de Argeș, Topoloveni, Ștefănești, Costești și Mioveni. Având în vedere că am avut foarte multe solicitări pentru cursurile de antreprenoriat și mai ales pentru planul de afaceri, primul curs care se desfășoară este în Mioveni, în localitatea care am considerat că sunt cele mai multe persoane interesate de un plan de afaceri. Acest curs ce presupune? Acest curs ajută la dezvoltarea abilităților antreprenoriale și prin acest curs fiecare participant la curs învață să își inițieze sau să-și dezvolte o afacere. Cursanții prezenți la prima întâlnire au așteptări dintre cele mai diverse. În economia actuală se pune un accent foarte mare pe finanțare europeană, deci pe accesare de fonduri structurale, de granturi. Este absolut necesar să știm să scriem un proiect. De aceea am venit la acest curs, pentru a învăța cum să elaborăm un proiect, cum să trecem prin etapa de implementare a proiectului ca vizori și supervizori și apoi cum să ajungem la rezultatele finale, deci să-l punem în practică. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 Investește în Oameni și are ca partener Fundația pentru Promovarea Agriculturii și Economiei Regionale FIRE din Reghin, dar și Asociația de Dezvoltare Economico-Socială ADES Curtea de Argeș.